urile neferoase. Vă bucurați sau vă înspăimântați? Depinde cine îl scoate. Dacă este o chestiune... Păi ajutor de stat să scoată că domnul nu poate statul român. Mm. Nu mai poate nimic statul român. Dacă nu mai poate statul român, în mod evident, cei interesați își fac treburile, iar noi vom rămâne dintr-o țară bogată, o țară săracă, pentru că habar nu avem să ne gestionăm. Și acum înțeleg din raportul dumneavoastră, încă de atunci, de la CIA, de ce gradul de îndatorare al României, care depășește, înțeleg, 170 de milioane de euro, este în continuare România posibil să se împrumute. Pentru că, în mod evident, are rezerve în viitor de unde să plătească. Pe de o parte... Rezicezi pe de al... miliarde, pe... nu milioane de euro. Miliarde. Așa. Pe de altă parte, și cu asta închei, în mod evident sunt tot felul de băieți deștepți din afară care vin cu băieți de ai noștri mai deștepți decât noi și fac tot felul de afaceri în așa fel încât țara aceasta se subjugă pe toate părțile. Apropo de băieți deștepți, la...